Strunare de situație în cazul Raisei, fetița de 13 ani spulberată pe o trecere de pieton din capitală de o mașină de poliție. Polițistul care a accidentat-o mortală își va ispăși pedeapsa după gratii, deși inițial primise o condamnare cu suspendare. Iată reacția acestuia după ce s-a predat colegilor din Curtea de Argeș. Vă pare rău pentru ce s-a întâmplat? Ce aveți spus acum că ați fost condamnat? Aveți ceva de transmis familiei? Ce condamnare a primit mai exact polițistul, dar și câte daune va trebui să plătească familiei Raisei, ne povestește reporterul Observator Denis Adicu acum. Bun găsit tuturor! Polițistul Popescu Constantin s-a predat la câteva ore de la decizia magistraților de la Curtea de Apel București la unitate de poliție din județul Argeș în vederea executării pedepsei de 3 ani de închisoare pe care a primit-o în mod definitiv ieri după ce judecătorii de la Curtea de Apel din București au admis apelurile formulate de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, dar și de familiile celor două fete implicate în accident, respectiv Raisa și Marina. Pe fond, acesta a primis o pedepsă mai blândă, tot 3 ani de închisoare, însă cu suspendare. În ochii magistraților a contat foarte mult faptul că polițistul circula cu viteză peste limita legală și nu a acordat prioritate pietonilor, adică Raisei și Marinei, care au traversat regulamentar strada pentru a merge la școală. Din păcate, în urma impactului, Raisa nu a supraviețuit, iar Marina a scăpat cu viață în urma accidentului și atât ea cât și familia Raisei au primit despăgubiri morale în valoare de 700.000 de euro. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.